Părinte, am nevoie de un sfat. Investește în Bitcoin, fiule. Un sfat de-asta, părinte. Am nevoie de ceva pentru viitor. Fiete, pui egal aici, a? Și dacă iese tot, îmi dai 10%. Doamne ajută. Binecuvântează, Doamne, biletul acesta. Amin. Totuși, am venit cu o curiozitate reală. Spune-mi ce te supăr. Mie îmi place de Maria, dar și de Andreea. Ce-mi sugerezi că ar trebui să fac? Și nu-ți place de una mai mult? Mie îmi place de Maria, pentru că are suflet. Dar îmi place și de Andreea, pentru că pot să-mi pun încrederea mai ușor în... Și știu că și Sebi și Mihai și-au pus încrederea foarte ușor în Andreea. Și eu mi-am pus-o. Și ele două sunt prietene. Și dacă mă spovedesc cu una, cealaltă o să afle. Și eu vreau să mă spovedesc cu amândouă. Ciudată situație. Sânge sfânt? Mașina. Știu o poveste de la Happy Danny. E despre Sfinții Șove. Păi ce-au făcut ăia? Păi s-au întâlnit la locașul de rugăciune. Doi câte doi. S-au rugat la început în privat. Și la un dacă s-au încălzit, s-au mai făcut schimburi, s-au mai rugat împreună. No! Da. Dar putem face asta mai încolo și noi. Cam acum un eveniment și o să fie Bauhaus, muzică, băuturi, femei, tot ce vrei și suntem siguri. E bine. Nuntă? În mormântare. Dar fiate, vorbești cu fetele, îți dau un strâng în termeni și facem atât ce ce-s, ok? Și super. Vedem ce-s. Super, super. Fiule, pace. Alo, da. Sfințire auto. Ce model de mașină e? Bun, interior și exterior 400 de euro. Vreți și animatoare de banii ăștia? Nu e o problemă că putem să stabilim data vineri și atunci e dezlegare la pește. Și ne ajută fratele Mocanu.